bine ați venit, bună dimineața, pentru că eu și de puturoasă și leneșă ce sunt, zic, mai bine veniți voi la mine și eu nu numai să mă trezesc, să trimit copiii la școală și să mă aștept invitați aici pe terasă, la o cafeluță, la un pahar de apă și la un ștampăl mic, cum îi stă românului bine de dimineață. Cred că trebuie să transmiți ce e ștampălu, că și eu am aflat prima dată este, de, este vorba de la soțul meu, adică ceva de încălzire, adică ceva de încălzire ceva care nu mai e acum, care nu mai e, pentru că de-aia sunt... S-a evaporat foarte repede. <laughs> da? și... Culmea, noi, femeile, că vorba aia nu este mai așa, am început de dimineață. Un lui este această cinzacă, cum îi spun moldovenii, de ceva tare ca să-ți dea putere la început de zi. Pentru că e foarte de dimineață, adică nu vă gândiți că o să avem treabă, o să avem treabă, dar colo peste zi. Sunteți la mine acasă și mă bucur tare mult că ați răspuns invitației mele pentru că îmi doresc să fac o întâlnire între prieteni într-un cadru foarte intim, intim, personal, informal, să vă simțiți bine, să spuneți ce vreți și să vorbim așa cum poate nu avem de multe ori ocazia pentru că ne, ne întâlnim și la emisiuni, dar da. așa, din an în paș, la Crăciun și la Câte ediții puțin. speciale. Maria Beatriz Bandoiu și Gabriel Dumitru. Aș fi vrut să zic un cuplu, dar nu, adică ce puțin nu știu. Un cuplu muzical. Ah. putem zice așa. Putem să zicem așa. Și, dacă și... mai bem un stampă, cine știe. Cine știe mai ce, iese. Ies. <laughs> alte duete, alte nebunii. Uh, cu tupeu, adică știe pe ce vrea. eu am băut stampălul dacă îl beam eu, cine știe ce aia, aia e ce Ne eșa. cazai pe aici, printr-o cameră. Am, am spații de cazare liniștiți, sunteți lângă pădure, vă puteți duce frumos în natură. Cum, să fie organic. Cum le place pe folclor, știi? Ce faceți? Bine ați venit! Mulțumim, bună dimineața! Ne bucurăm că ne-ai primit acasă. E foarte frumoasă casa Mirelei Vaida. Deci dacă vă invită vreodată la podcast să veniți, <laughs> vă servește cu de toate. Cu dimineața mai greu, că na, noi nu avem copii. Voi sunteți artiști, vă trezeți târziu, vă da, târziu. Cam așa, dar de dimineața, în dimineața asta ne-am mobilizat amândoi și l-am sunat pe Gabi cu emoții. M-am gândit să vezi că mă duc singură și a răspuns și Gabriel, târziere. ești din ăsta care te trezești la prânz? Eu știu no, că tu muncești, no, no, ești la birou. No, no, adică... Mă trezeam înainte la prânz de vreo Ani de zile mi s-a schimbat radical viața și adică... mă trezesc la șapte și jumătate, opt în fiecare dimineață. Dar ce faci? Faci sport? Ai știu eu un din ăsta? Nu am un stil de viață așa activ de dimineață, dar mă trezesc și mă organizez toată ziua, încerc să mi fac planul de dimineață. Și apoi mă duc la birou, mai nu am început și cu partea asta de închiriere de apartamente, cu A, deci tu ești așa un fel de broker, ești un fel de agent imobiliar nu, sau ești nu, proprietarul acestor apartamente pe care le închiriezi? e importantă nuanța. Proprietarul, să zicem, și mă ocup de partea de booking. Deja nici n-au trecut 5 minute și tu deja ai făcut ceva tare Cum ești de tot. proprietarul acestor apartamente? Asta e că nu sunt 100 de apartamente. Adică <laughs> Auzi, în București dacă ai două ești smecher. Adică, și tu nu le-ai în București, mi se pare că le-ai pe lângă, adică unde no, e prețul și fix mai mare. Nu, în București. E... Da, în centru. Da, în centru. Știe sau... tot asta mică. E. Cu păi, da, suntem colaboratori. <laughs> Da, și mă ocup așa cu treburile de zi cu zi, cu birou, cu acte, cu hârtii, dar îmi place foarte tare și mă bucur mult de colaborarea pe care am cu Beatrice. Uite că, datorită acestei colaborări, suntem astăzi la tine acasă, într-un cadru superb. Uite, peste câțiva ani să ne cumpărăm și noi casa aici lângă tine. Ne primești? Bineînțeles. Da, ne facem vecini aici, da. că mai sunt terenuri de vânzare. De tu că, vinzi apartamente, eu vând terenuri aici, în proximitate. Glumesc, o Să știi că da eu, mai dup -un dup -un. eu dacă vin aici, vă tulbur liniștea, pentru că la mine dudu e muzica. Ce fel de muzică ascult? Uh, nu atât de mult folclor pe cât s-ar crede. Um, dar ce dar ascult? mai ascult, ascult muzică pop, muzică jazz uh, foarte mult și foarte tare. Pe cuvânt, da. la bloc. Da. Ai de ce spun vecinii pe acolo? Vecinii? Ei, nu sunt încântați. Mai fac și vocalize. Unul mi-a spus, m-am săturat, m-am săturat de atâtea vocalize. Și zis, ce vreți, domnule? Asta e meseria. Da, aveți o artistă în bloc, da. acum trebuie să mă trebuie acceptați. Să dai că o ștam de asta în fiecare dimineață. da, <laughs> da, să să și da, în mai încălzești. Da, vreau să vă spun așa că într adevăr floarea mea de mai, cum mi-ai spus tu, nu să știți că nu doar pentru că voi cântați împreună. Ci pentru că voi ca fel de a eți foarte simpatici, lumea vă cunoaște ca fi niște oameni cu sufletul bun, așa, cald vă sunteți la locul vostru, cântați frumos, armonios, melodios și cred că lumea vă iubește și pentru felul ăsta de a fi curat, așa, adică non-invaziv, știi, non-agresiv. Sunteți niște oameni la locul vostru Mulțumesc. care vă faceți treaba bine. foarte bine, o faceți acolo în, în ritmul vostru pe ceea ce știți voi cel mai bine să faceți și mi îmi plac foarte mult tinerii ăștia care își văd de treabă, fără să condiționeze, fără să ceară nimic, fără să te agaseze cu telefoanele, să vină pe la emisiune, să facă, să dreagă. Și care își văd acolo de pătrățica lor, pe cont propriu, că ei își fac mm -hmm. melodiile, își fac videoclipurile, ei își fac negativele, ei își fac și costă, credeți-mă, că am intrat și eu acum un pic așa. Nu ce câți bani? Adică sunt bani! Da, da. Iar oamenii ăștia se susțin singuri. Și asta cred eu că e foarte important să știm, cum v-ați găsit voi calea asta? Pentru că nu v-am văzut în presă cu scandaluri, care vând foarte bine, nu v-am văzut cu știu eu cancanuri, v-am văzut la locul vostru. Și cred că asta e o mare chestiune în în showbizul românesc de azi, să rămâi la locul tău, cu bun simț, cu credință în Dumnezeu, cu bună cuvință, cu respect față de oameni și să fii respectat pentru ce faci, să faci foarte bine ceea ce faci. De cât timp v-ați apucat voi de cântat? Beatrice, e de mică. Eu sunt veterană. Eu sunt veterană de război. De deja. A, eu am 30. Mulți înainte, a, mamă, ce tinereț. Tu 31. 31. Deci, ai noi, grijă. ca voi, păi, suntem vă apropiați de da, și... Avem atâtea comentarii în care. le cuvânt? Se da, da. Și mesaje. În fiecare păi, zi, uh, zi uh, sunt persoane care ne spun. Datorită asta. oamenilor, noi am reînceput această colaborare mă, cu proiectul pe care îl avem acum. De -a adică, practic, oamenii v-au cuplat. Au zis, haideți mă, faceți ceva. Să știi că e mai mult decât atât. Noi am făcut la un moment dat, la inițiativa lui Gabi, și acum tot a lui a fost, am făcut un duet pe de, înainte, de ea, da. Ceva nu de foarte bună calitate. Ne-am grăbit, ne-am zorit, a ieșit lumea, bineînțeles, a zis minunat, vă stă bine împreună, după care am lăsat o baltă și mai primeam câte un comentariu, din când în când, puneam o piesă nouă și cea foarte frumos, dar mai frumos cu Gabi și el la fel. Și acum, după mai mulți ani, Gabi a venit din nou cu propunerea și de data asta și eu am fost mai deschisă pentru că între timp noi ne-am mai schimbat, am evoluat exact cum spuneai mai devreme, ne-am disciplinat, ne trezim de dimineață, avem niște... Ritualuri, și acum că noi suntem într-o colaborare și avem tot felul de lucruri de făcut împreună, ne sunăm și zic, vezi că tu trebuie să sun pe nu știu cine. Um, hai să alegem o poză pentru nu știu ce afiș, um, hai să vorbim cu dirijorul să ne facă piesa și ne trasăm sarcinile, și un lucru bun este că fiecare își face partea, ne sincronizăm, nu stăm unul după altul, adică colaborarea funcționează așa cum ar trebui să, să se întâmple. Tu câți de mică spuneai? De mică. Așa oficial, să zicem, am început, zic eu că ăla e începutul, când m-am înscris la Școala Populară de Artă, în clasa 5-a. În unde tu? În ce oraș? La Târgu, Jiu, la Târgu Jiu, că eu sunt din Gorj. Mm -hmm. Dar eu, de fapt, de mult voiam să cânt și atâta m-am rugat de părinții mei, ai Domne, du și pe mine undeva, fă ceva cu mine. Și ei vieții aveau alte probleme, alte responsabilități și cred că nici nu și-au dat seama cât de mare e nebunia asta cu muzica la mine. Și într-o zi, când mă duceam eu de la școală spre casă, sau nu știu unde veneam, o vecină care și ea cânta mi-a zis, uh, era un fel de concurență așa între noi, și a zis, să știi că eu m-am înscris la școala populară de artă. Ah, a, atâta, atâta. Uh, Oltenci. Da, oltencile. Și a zis, uh, și fac canto și nai, pentru că așa au păcălise pe ea unul de acolo, că de fapt e foarte avantajos să faci nai, <gânt> ca să plătească de două ori taxa. Mamă, am, cum să spun, n-am atins pământul până acasă. M-am dus și am zis, nu se poate așa ceva s-a înscris ea la școala populară. și eu că mă rog de voi de atâta timp, nu se poate așa. Și până la urmă, cumva, printr-o cunoștință comună, e povestea lungă, am ajuns la cea care a devenit profesoara mea, care era de fapt în primul ei an de profesorat, deci nu avea nu știu ce experiență, dar ne-am potrivit bine cumva așa, tipa era destul de ambițioasă, eu eram suficient de pasionată încât să iasă treabă bună. Păi eu știu așa despre tine, Uh, din ce mi-ai mai mi povestit tu de câte ori ne-am mai întâlnit. Ești singură la părinți, da. ai tată militar. Tău, tată militar am și eu, deci eu știu cum e. Adică la mine nu e cu draga mea, mi te rog frumos, nu știu, nu. Fuga marș! Acum executarea! Mă, da, așa zice. Deci acum zice, fuga marș! Pas alergător. Tai când mă trimite, mă mai duc pe la țară și îmi zice, du-te adum și mie canaia aia din garda. Pas alergător. Zic, păi, Nu, te mă, băiatul chiar gar. așa, că cred că lua și bătaie de deci, nu așa. Nu, -ai așa am crescut. Da, Acum e... Fii atent. Și zice, fuga marș. Da, Nu, dar nu poți, te rog. Nu, la el e cu fugamarș. Deci eu știu ce înseamnă să ai un tată da, militar. Da, da, da. Noi așa ei am crescut. Au defect profesional ei și așa ordonă... Sunt da. 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 Mai știu că, deși ai fost singur la părinți, el și-a dorit ca tu să fii un băiat. Da. te și tu scurt foarte mulți ani, erai tu să băiețește chiar ze. Nero, da. uite, de aia e păr -o asta frumos, e, ai părul ăsta frumos Păi așa mă a și el, că îmi crește părul des <laughs> Băiat, băiat, cum a vrut el să fii Și probabil crescut așa în disciplina militară da. Cum a acceptat el ideea asta Că fata lui ar vrea să cânte Că nu știu cum o fi la tine Dar la mine e, fă și tu ceva o serios O meserie, o școală Că cu muzica Am. mor de foame Că de cum a fost la tine? Păi știi, la început nimeni nu și-a dat seama că eu chiar o să fac treaba asta. Probabil s-au gândit că așa mă distrez eu, pe de-o parte. Pe de altă parte, taică-miu are el chestia asta de militărie, că n-a făcut Academia Militară și apoi a lucrat 20 de ani în domeniu. Deci cumva firea lui s-a da, modificat în contextul respectiv. Dar el în esență e un tip așa destul de sensibil, de nu e chiar genul ăla de militar pe care să-l trimis pe front și el să fie, cum sunt ucrainenii ăștia acum, super strong <laughs> Nu, eu, eu am zis eu, că mai am niște ciocniri cu el și am zis dacă te-ar trimite ăștia pe front ar fi cazul vreodată. Probabil că pentru cei ca tine, în spatele liniei frontului, trebuie să mai fie câțiva de noștri cu arma îndreptată, știi? Ca să nu vă întoarceți. Deci este genul ăsta și dincolo de asta e super meloman. El iubește foarte mult muzica populară și atunci a fost o cântare pentru el. Și vreau să spun că eu în clasa a 5 a 6 -a, când am început să cânt, ce piese crezi că abordam? Nu din astea potrivite vârstei mele. Când am spune, spune moș bătrân și ne a fost odată în gorj, mai treci nici că și tu de alu, ce adică mă, -ai niște și cântece. tu, ce? da, păi nu, ce mă punea locuri. el. Ah, el mă punea, el. A, Da, să ne învăț pe astea. Hai mă într-o pitiș, pitiș, colo vară în în aluniș, să ne iubim pe furiș. Asta tu nu, e era vorba cântec pentru mică, clasa ce a 5 ce exact. da. Bineînțeles că nici nu înțelegeam despre ce e vorba, dar... A fost ordin <gâng> 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 și <gâng> l-am executat. Se execută, nu se comentează. Da. Exact. Uite, la pol opus, tatăl tău militar și așa, tatălui preot, Gabriel. Nu, s-a înțeles total greșit. Păi, eu așa tatăl știam. Dar n-a fost niciodată preot, sunt din neam de preot. A, din neam de preot. Da, unchii mei, verișorii mei, toți sunt preot, tata eu nu a fost că tu preot. Tu trebuia să fii și te-ai răzgândit la un moment dat. Nu ți s-a păi a... să... o experiență foarte interesantă. M-am dus să mă scriu la universitate, la facultatea de teologie și în momentul în care eu m-am dus cu mama, bineînțeles că a fost sprijinul meu numărul unu peste tot, în acel an se închisese facultatea și cred că a fost semn, semn divin. Da. Dar tu doreai sau? Am avut o perioadă destul de lungă în care îmi doream foarte tare să fac teologia. Ulterior mi-am dat seama că nu mă regăsesc pentru că trebuie să mergi pe o linie dreaptă, cred eu, și văzându-i din neamul meu cum sunt, că... Na. Da. Îi dau și ei cu tu un păhărel. Da, ce, bă, Hai, dar preoțul da, să faci ce zice popa, nu ce face el. Da, dar popa eu... are voie să mai bea și el un ștamper. Credem că am văzut că au băut mai mult decât la adică la sticla direct, în prim post îi mâncau carne nu. și eu mă chinuiam să Auzi, țin post. Adică nu da eu... nu tot acum din păi, casă, nu că da tot nu, se nu, nu se mai roagă pentru să spune, se spune, se spune așa, când te duci la un om în casă și spune dinainte, tu n-ai cum să-l refuzi, te duci la o pomană, la o panașidă. cum se spune tu la nu mine. Tu nu că el o să spună tot o să zică, beau la ei acasă. te duci la un om, te primește în casă, nu ți spune de post, o spune carne. Și că nu-i frumos să refuz ce ți se pune în fața. E adevărat, nu judec, dar cred că a fost sortit să nu fac teologie și am ales să fac muzică. Tata a fost muncitor, un om foarte corect și foarte la locul lui, așa care și-a dorit întotdeauna să realizeze ceva în viață. Un tip foarte dur cu noi, așa că Apropi cunosc. Un creșt, da, 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 și nu era dur, militar, dar era militaros și că sunt. Da, un tip militaros, da. foarte dur de altfel. Din păcate, n-am reușit să ne creăm așa o conexiune foarte apropiată în comparație cu mama, pentru că uh, cu dumneai ei sunt foarte apropiat. Îi spui în sp dumneai ei, ce frumos! Acum, pe vă spune. că eu am băuștat în Tu ce faci acum? A Cât sunteți voi acasă? Suntem doi frați. Doi băieți, nu? nu? Are o -o soră. Ai o soră? Da, o soră. Mai -o mică? Mai mare. Mai mare. Care și are cu și două, copii. două nepoate. Ah să străia. Mulțumesc. Și am fost așa un pic crescuți cu <laughs> cu disciplină. disciplină. Da. Așa era pe vremea noastră. Vedeți, în caz mai prins și voi generația asta. Mi-ar fi plăcut totul să nu fie așa, să fie un pic mai apropiat, să putem să comunicăm, să fie deschis de a dar acum, acum, cum ești cu el? Sunt foarte bine. Ne auzim, ne vedem, dar nu e același lucru ca cu mama, de exemplu. Vorbesc Mama de... ta știu că ți-a fost aproape eu de când te știu pe tine, de când ai început tu să cânți. Mama ta venea cu tine și am văzut totdeauna căldura, blândețea din ochii ei, așa ar fi dat tot să te învăț -i să te protejeze, e, să da. te susțină. Probabil am ajuns la concluzia asta în viață trecând și uh, concluzionând eu că mama, neprimind uh, iubirea de care ar fi avut nevoie, probabil în copilărie uh -huh. și probabil și de la tata fiind un tip mai dur, uh, toată căldura și toată iubirea și-a oferit-o către Copilieră. noi copii. Dar ție, care erai băiatul ei? băiatul ei, copilul ei cel mai mic sau și surorii tale, la, fel? la fel? La fel, în mod egal și acum toată iubirea se revarsă către nepoate. Mi se pare absolut superb că toată iubirea pe care ea o are și blândețea o revarsă către nepoatele mele. Spune așa că s-a închis facultatea de teologie când ai vrut să te faci popă. Ai văzut... <gâng> și cum e asta, e ca și cum am vrut să mă duc la... asta, s-a facultatea. A, a fost un de... Știi cum era vorba aia, să dai cu un pe <gâng> școală ca să mănânce, mănânce câini. Câine. Câine. -așa, Tine nici nu ai mai strigat untura că s-a dus singurul. Știi că la noi, în Argeș, se poate întâmpla orice acolo, au fost toate problemele. Da, <gâng> da, da. E un fel de Și cu și cu permise, și cu tot ce vrei, în Argeș se face orice, așa că e posibil orice. Bun, uite că la tine n-a nu s-a întâmplat orice, adică ai, ai, mers pe făgașul ăsta, dar te-au susținut ai tăi, adică cel puțin tata care spunea că era mai dur, te-a susținut în mersul ăsta al tău pe folclor? Cum l-a văzut? Nu, nu m-a susținut chiar deloc, adică era așa supărat că nu câștig, că nu apar, că nu mă susțin artiștii mai mari, dar trecând timpul și văzând că încep să îmi fac o carieră, oamenii să mă cunoască, să mă iubească, să câștig bani uh, Pentru tata în viața a fost prioritar banul Deci el dacă a avut bani a fost cel mai fericit Dacă n-a avut bani, bani era, era măsura reușită în viață da, da, exact. Dacă ești cineva înseamnă da. că trebuie să ai și foarte mult. Dar probabil bani. că noi acum trebuie să spunem că noi amândoi facem psihoterapie, avem discuții de genul acesta Și observ din ce spune Gabi că știi este analitic din punctul ăsta de vedere cu cei din jurul lui Faptul că a observat că mama lui, cumva s-a conectat mai tare, mai puternic mm -hmm. cu copiii pentru că a avut niște lipsuri afective. Probabil că la fel și tatăl, undeva în copilăria lui, fie a fost cineva care tot așa a spus că trebuie să faci bani, mm -hmm. fie au lipsit banii și nu a simțit că sunt suficienți. Adică eu o explicație în spatele oricărui tip comportament. Da. Dar voi faceți psihoterapie amândoi pentru da. voi înși vă da. sau pentru că simțiți anumite, nu știu, carențe de afectivitate, de, pe care acum le înțelegeți e... mai bine că toate au în copilărie. O două cuvinte reîntâlnirea noastră și mergând așa pe drum către o filmare, am redescoperit-o pe Beatrice. Din tipa dură pe care o știam înainte și foarte... Paranteză, eram dură pentru că trebuise cumva să fac față comportamentului militaros al tatălui meu și cred că erau două opțiuni, fie să devin super obedientă și uh -huh. moale, fie, fie să i faci fie față. Să, da și am optat <laughs> pentru, a doua a doua. pentru a doua variantă da. și am descoperit-o un om cald, foarte integru, foarte inteligent și uh, uh, da, da, da. Stai <laughs> să-ți de Te Faptul că în ziua respectivă din toate problemele pe care le aveam și cred că pe care le avem cu toții, m-a făcut să uit de absolut tot. Am râs, Am râs. Doamne, deci nu vrei să știi cât am putut să rădem mă, în acea zi. Da. Deci... Dar cumva acum când faceți psihoterapie și voi sunteți altă generație, așa aveți deschidere la alte informații și sigur pe vremea părinților și bunicilor noștri lumea era mai dură, da, 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 societatea da, clar. era mai dură, se împărțea în oameni bogați și în oameni săraci, în oameni, adică erau alte rigori. Acum i-ați înțeles pe ai voștri îi, și... Poate că dacă atunci când erați mai mici i-ați judecat că erau mai duri cu voi, acum ați înțeles totul când v-ați explicat prin psihoterapie, de ce erau așa, ce au făcut să, să se poarte cu voi mai dur și nu v-au dat asta iubirea asta pe care ne vedem în filmele americani? Of, uite că ne întrebai uh, dacă am avut nevoie de psihoterapie pentru că ne lipsea afectivitatea. În cazul meu, niciun caz, părinții mei amândoi, chiar dacă dai cum este militarul ăsta, așa, care dă cu pumnul în masă. Uh, oricum și eu dau cum în masă, deci el nu mai face față de mult și eu i-am răspuns în timpul copilăriei, nu m-am supus deloc regulilor lui. Uh, mi-a și permis. E clar că dacă n-ar fi vrut să-mi permită, avea puterea. Cred că și plăcea că avea așa un urmaș. <coughs> da, și... da. Ți-am zis că el a vrut să fiu băiat, n-am ieșit băiat, a fost pe loc dezamăgit. Acum nu știu dacă este un mit sau chiar a fost real, dar am înțeles că el chiar n-a vrut să vină la spital să ne recupereze. Pe cuvânt? Da, da, da. Și s-a dus o verișoară de-a lui și a zis, ai domne, ești nebun, este copil. Și pe urmă sunt ebat că nu mi-ai făcut băiat. ceva de genul ăsta. <coughs> <coughs> Ei, și după da. ce am trecut eu de Ani, și a fost el ce temperament am, spunea la toată lumea, am trei băieți în fata asta. Dar, Era cât zece băieți. Cam așa, cam așa, dar el este topit după mine, adică că mi este genul ăla care marele militar, dacă mă vede la televizor plânge, deci mai că mea nu plânge, dar el, și este super, super sensibil așa și topit după mine. Adică dacă mă duc acasă mă pupă din cap până în picioare, este leșinat după mine. Iar mai că nu mai vorbesc, este exact genul de mamă ca și a lui Gabi. Foarte protectoare, foarte iubitoare. Este genul ăla de mamă, dacă o, o sun și spun, bă am dat foc la casă din nu nu mă Pe cuvânt, da? Exact, adică mamele noastre nu Vorbeam cu ea la telefon într-o zi și cu mașina am avut o problemă, cu o nu, să mă bine că e sănătos, exact, adică nu contează ce da. se întâmplă. Nu există ca mamele noastre să ne certe sau să ne zică, uite ce ai făcut, ai stricat, uite câți bani pierdem, sau, nu, lasă că ne descurcăm. Din și... contră, și... chiar discutam da. cu Beatriz, noi doi poate mai avem uh, momente în care... Uh, Sărim suntem un pic așa Da, sunt mai obraznici. Și... Adică da, 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 nu obraznici, știi cum suntem? Scuză-mă că te-am întrerupt. Început, no. Când suntem noi în focurile alea nervoși, agitați cu ceva, avem de făcut ceva important, vreo filmare, vreo înregistrare, vreo un spectacol, ele ne spună cu toată blândețea aia și noi le repezim. Da. Ne-am dat seama că facem amândoi lucrul ăsta și ne dăm seama că este greșit, dar ele, dacă sunt așa de atașate de noi, Fietele îndură orice. Ele, nu ne-ar da, zice da, odată, da, da. măi, uite care e treaba, ai depășit limita, hai, o închid și mai vorbim sau ceva. Uh -huh, uh -huh. Nu. Deci ele Dar voi la ajungeți acasă? Pentru că ați plecat amândoi de acasă, nu știu cât de des vă întoarceți, <coughs> dar... Ele mai aproape ar putea să se întoarcă mai dar des. Dar o face? <laughs> uh, în ultima perioadă destul de rar, pentru că fiind prins cu foarte multe activități, îmi dau seama că aș prefera timpul pe care l-am să stau eu cu mine însumi, să mă bucur și să realizez tascurile pe care le-am de realizat. Înainte mă duceam, nu știu, la două săptămâni, la trei săptămâni, acum la o lună, la două luni, depinde. Este trist pentru că ei te așteaptă, vor să se bucure de tine, dar știi cum e, și când mă duc atunci mă gândesc, trebuie să fac aia, nu mă simt confortabil, nu-mi văd locul, m-am obișnuit în buto acasă, în acasă în liniștea e da. Da, da, da. da e, un, e un pic ciudat și trebuie să recunosc că mi se întâmplă și mie. În momentul în care te desprinzi de acasă și tu te formezi ca om și ai deja caracterul tău, temperamentul tău, tabieturile tale, familia, tău, uite familia ta, familia Când te duci acasă ta. parcă nu-ți mai găsești locul și săracii, părinți, nu știu ce să spună dinainte și să te facă să te simți bine. Da. Dar nu. Dar cred că e firesc. Cred și că e rândul este. și lor ei trebuie au să fost înțeleagă. La fel ca da, noi și-au făcut familiile lor, s-au dus în diverse colțuri ale țării și până la urmă și-au creat drumul lor. Ei, până la urmă înțeleg, dar ne duc dorul așa. Și eu mă duc tot așa la o lună, două acasă. Dar acum, să spun, acum când ne putem auzi la telefon, ne vedem pe video, e mai, mie mai dor mi se face de pisici și de căței, știi? <laughs> și mi se întâmplă, o văd pe mami, mă sună cu cameră. Știu sigur că mi arată ce face, nu știu ce pisică sau nu știu ce cățel. Uite, dar zici că... de cățel și ai, ai atins aici un punct foarte sensibil. Nu mai, e nu mai e sensibil. Tu ai avut o experiență care ți-a marcat cumva viața și cred că te-a și schimbat pe tine așa, ai da, evoluat da, da, spiritual da, da. foarte mult uh -huh. în urma ceea ce părea o tragedie atunci, adică o dramă. Da, probabil că toată lumea care oricine care ar fi trecut prin treaba asta, așa ar fi văzut ca pe o tragedie, ca pe o dramă. Am vorbit uh, cu o colegă din domeniul muzical care a avusese cu câțiva ani înaintea mea un accident de mașină foarte dur și rămăsese cu sechele și a trebuit să facă niște operații grele și a spus că a clacat și a intrat într-o depresie sinistră, nici n-a mai cântat, a durat foarte mult până să se refacă. Ori mie, că vorbim de accidentul cu câinele, Uh, nu mi s-a întâmplat asta. Vorbeam în timp ce eram în spital, mi-au scris o grămadă de colegi. Aveam zeci de mesaje, unii îmi scriau în fiecare zi ca să mă ajute. Să... Și îmi scria un, un tip care e foarte inteligent, un coleg de-al nostru, Alin Trocan, -mi țin minte. Și acum și eu făceam glume cu el și el era șocat. Și a zis, eu nu înțeleg, ți-au dat ceva, ești dopată, că zicești așa ca înainte. Și zic, nu frate, așa sunt. Uh, Câți ne avei tu când ai fost? Ai fost mușcată de față, de un câine din gură, parc, chiar. de gură, de un câine dintr-un parc din București, uh -huh. în timp ce te-ai uh, plecat să dai ceva de mâncare. Ei hey, Da, m-am jucat cu câinele respectiv, părea blând, uh, uh, din rasa Golden Retriever, care n-ai zice că poate deveni atât de agresiv. Uh -huh. uh, pf, P proprietarul a trecut cu câinele Îl purta în lesă Eu l-am mângâiat, el l-a desfăcut din lesă Adică ne-a lăsat să ne jucăm mm -hmm. Probabil că, că nu știa că nu are se, un câine da, agresiv comportament da. agresiv Și după mai multe minute în care ne-am jucat Din senin Eu eram la nivelul lui Ca să îl mângâi mm -hmm. și așa Și din senin fără să mârie Fără să dea niciun semnal Sau cel puțin eu n-am fost capabilă să recepționez Un semnal de, agresiv Din partea lui M-am mușcat. Te-am mușcat de gură. Să știi că, dacă mă întreb, nu mi-amintesc din momentul ăla nimic, pentru dar... că probabil creierul are o formă de protecție, Protec. dar am presupus eu, punând cap la cap, că cel mai probabil atunci când m-am mușcat, tendința firească instinctuală a fost să mă retrag, ceea ce a făcut să se sfâșie cumva și să se rupă acolo zona. Uh, și după aceea mi-a mai dat seama la câteva săptămâni, după că el a revenit să mă muște, și probabil tot instinctual pentru că nu mi-am intesc deloc treaba asta, am ridicat mâna să mă apăr, că mi-am dat seama că aveam aici în mână doi colți, așa Întredine. două găuri, găurele da, și da. M-am gândit, dar de unde ar fi asta? De ce numai două? Și a, un alt colț era aici la uh, baza ochiului lângă ochi. Uh, în fine, am ajuns la spital. A fost grav, adică a fost nevoie de intervenții da, chirurgicale da, și da, de da, reconstrucție, da, da. nu? De reconstrucție uh, Da, a am feței. avut bafta uh, unui medic foarte bun, care a stat 5 ore împreună cu rezidenta și cu echipa medicală de la Spitalul Floreasca să coase, să pună la loc. Uh, a fost uh, destul de delicat, lipsea substanță, cum spune ei, adică erau mici bucățele care... Lipsă, nu aveau cum să re exact. refacă, da, 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 să da. reconstruiască. Au refăcut cât s-a putut atunci. A, put a trebuit să-ți din altă parte nu, 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 piele? Nu, Lipsa de substanță nu înseamnă că mi-a lipsit bucată mare, dar în, în contextul ăsta și, nu știu, un milimetru dacă lipsește, se vede uh -huh. în ansamblul feței. Ei au fost foarte drăguți atunci, mi-au povestit după că m-au căutat pe Facebook, ei au înțeles cu ce mă ocup eu și m-au căutat să vadă cum arătam înainte. Iar eu, când am ieșit din operație, cumva atunci când eram pregătită pentru operație, m-am gândit, zic, Doamne, poate nu o să mai arăt ca mine. Deși nu-mi dădeam seama cât de grav este, eu nu m-am văzut uh, în oglindă, din fericire, pentru că probabil atunci m-am panicat. <coughs> și am crezut că e ceva mult mai uh, ușurel. Și după ce am ieșit și m-am dus la baie să mă văd în oglindă, aveam o față atâta. Dar am zis, a, sunt tot eu. <laughs> dar câți ani aveai tu atunci, Beatriz? eram în anul 2 de master. Nu mai știu câți aveam. 25. Ceva de genul ăsta, 3, da. cred că un pic, da. Nu. Ba, nu, mai mare, mai mare. 25? Da. Da. Cred da. că așa. Câte te operații, te câte operații chirurgicale și A fost asta de urgență, după care la același medic plastician am mai făcut încă două de corecție, după care accidental am crezut că am scăpat. Și am zis, gata, asta este, atâta s-a putut. Am făcut pe lângă astea trei intervenții, foarte multe terapii de reparare a pielii, a mușchilor și de recuperare a nervilor care fusese afectați. Și am făcut atât de multă terapie din asta încât uh, am cedat de multe ori, n-am mai putut atunci, am avut niște crize din astea în care am și plâns, o sunam pe maică mea și am zis, nu mai pot, nu mă mai trimite, că ea abia ta se agita și îmi căuta tot felul de terapii. Și am făcut acupunctură, gong, biorezonanță, bioenergie, electrostimulare, unde scu deci tot ce a existat. Făceam ore în șir în fiecare zi și am făcut treaba asta mai multe luni. Și bineînțeles că până la urmă n-am mai, mai, putut și de multe ori am, am clacat și am zis, sau mai clacam când nu mai uh, progresam. Și zic, gata, nu mai merge, nu mai funcționează. Și mai mai exact cum spuneam mai devreme, că e genul ăla de mamă care te salvează din orice, e implicată, zicea, ok, închidea și mă suna peste câteva ore. Sună la cabinetul ăsta și programează-te. Da. Dar ai avut, ai, ai, ai avut Momente în care simțeai că clachezi psihic Și că intri într-o depresie Sau că nu, nu mai vrei nu, să nu, mai faci nu, nimic De depresie nici nu s-a pus problema Sau ai avut nevoie de psihoterapie Pentru a, Am a avut, accepta uh, nu, acest, nu, această cumpână Nu Mai mea mi-a tot spus Mama mea e reflexoterapeut și mi-a zis zice, Am experiență cu pacienți care au pățit O traumă din asta puternică în urmă cu 20-30 de ani Au părut că sunt bine Și după 20 de ani Mi s-a mai întâmplat ceva și și S-a reactivat re re și trauma precedentă. Uh -huh. Și a zis, dute, dute, eu, ca tot românul, nu, domne, n-am nevoie de psiholog, eu sunt mine sunt puternică. După vreo jumătate de an, un an, nu mai țin minte exact, am început că i-am povestit lui Gabi și atunci, că am râs de am Poate uh, că nu e de râs ceea ce o să vă povestesc. Nu e de râs, dar în modul în care am povestit era bă, cumva, așa, hilar. Uh, Căpătasem niște frici care s-au născut așa din senin, din senin erau în legătură cu ce pățisem, dar așa am crezut eu că sunt din senin, și pe care mă copleșeau, nu le puteam controla și aveam și coșmaruri uneori noaptea. Și fricile erau de accidente. Mi era teamă că o să am eu un nou accident, dar accidentele erau de un, de un ridicol și de un absurd, că de am râs noi. Și mai era frică că și maică mea ar putea avea. Și, de exemplu, dacă coboram scările, mă, mă gândeam, zic, gata, să vezi acum calc un pic greșit și o să cad pe scări și se mă să nu știu cum de, se cheamă, atacuri de de, de anxietate, nu știu exact. Nu cum știu, cum. că nu era propriu zis atacuri de panică mm -hmm. și mă vizualizam cum cad pe scări sau... Mm -hmm. Mă gândeam zi, cu mașina, Mă întorceam de la un festival primul, festival, primul festival, primul spectacol la care am apărut după povestea asta și o luasem pe maică mea cu mine, eram foarte oboste, era copilotul meu și mergeam pe la Herculane, pe acolo unde-i unde drum prin pădure și, mai că mai mergea cu geamul lăsat pe partea ei. Și mă gândeam, zic, să vezi că intră o creangă din asta acum, <gângă> îi rupe gâtul. Nu, se am așa, nu se dar că nu, 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 ai... nu, nu sunt atacuri de panică. Dar n-ai văzut cum, cu un psiholog să-ți explice Păi se nu, până aceste. la urmă i-am spus, mai că mi zic, bă, ai, totuși că mă duc la psiholog, că uh -huh. mă agasează stările astea. Și de fapt când m-am dus mi-am dat seama că aveam alte probleme. Treaba asta fusese destul de bine uh, digerată, să zicem, asta integrată. Asta cu accidentul, da? Da, da, da. Dar erau alte probleme care veneau în special din relația asta cu taică-meu pentru că uh, el a încercat cumva să, -și, să impună lucrurile abrupt, cum era el obișnuit, așa, uh, el să poruncească și toți ceilalți să se supună, că așa era învățat la unitatea uh -huh. militară. Iar eu m-am opus foarte lipsit de diplomație și de delicatețe, că și eu sunt ca un taifun când păi mă da, Ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Exact, acum. da. Și, de exemplu, noi lucram la matematică, el mă medita și dacă eu nu înțelegeam sau dacă el nu găsea formula, că, na, uitase formulele sau modul de rezolvare a unor probleme de clasa 5-a, 6 și pentru că el nu uh, reușea să găsească o variantă de rezolvare, tot eu eram cumva vinovată. Nu neapărat că eu eram vinovată, dar el își pierdea calmul imediat uh -huh. și începea să țipe. Eu veneam cu sugestii, uh, ceea ce le nerva uh, și el țipa și eu țipam și ne certam de trebuia să intervină maica mea. Și țin minte că am scăpat de chestia asta la matematică, s-a mai domolit când odată ne-am certat pe o problemă îngrozitor. Cred că ne am auzit lumea de pe stradă efectiv. Și uh, până la urmă a zis, cred că el a zis, uh, fiecare face separat pe foi diferite și vedem cine o face. Auzi, dar ce ținea el să facă? Pe mine nu m-a meditat stai niciodată la matematică. Și cu, cu matematică. Nu cred! Vă te medita? Și nu mi plăcut niciodată matematica. Mie mi-a plăcut foarte mult matematica, dar ideea este că nu totdeauna veneau soluțiile atât de simplu. Ei și atunci eu am rezolvat problema și el nu. Și mm. pentru el a fost o înfrângere <laughs> El care a făcut școala militară unde li se cere, mi se pare chiar și el, da, el fusese bun la matematică, la fizică, da, da nici eu nu era proastă. Da. Paia mai, sunt fata tata. Ta. Asta da, simt. și ideea este că toate aceste conflicte pe care noi le avusesem determinaseră în mine niște atitudini destul de agresive Și atunci eu aveam probleme de relaționare cu toată lumea Pentru că eu mă, dacă nu mă certam, că nu neapărat mă cer dar am când sunt enervată sau m-a deranjat cineva Am un, do un ton atât de, de neplăcut și de inconfortabil pentru celălalt încât imediat strânesc în ceilalți Enervare, chiar furie și atunci am avut foarte mult de lucrat pe tema asta și am mers... Pe la controlul psiholog... furiei da, și da, pe... Da da, 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 și pe diminuarea uh -huh. furiei, da. Uite, chestii pe care... Nu le știam despre voi, știi despre autoeducarea asta, despre a apela la niște specialiști, despre a recunoaște că undeva el a da, 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 voi o problemă și că trebuie să mergeți să înțelegeți de ce, de unde vine, da, cum se rezolvă. Da. E o chestie de înțelepciune, în primul rând. Um, să conștientiz la... că ai prea plin și că trebuie să-ți-l dozezi. Eu n-am conștientizat pe mine cumva m-a constrâns situația să mă duc, dar la Gabi este mai de admirat pentru că el singur a observat că tot la fel are și el niște excese sau anumite lucruri care nu funcționează atât de bine și el mi-a povestit și eu i-am spus, dar de ce nu mergi la psiholog? Tu de ce te-ai ai ajuns, Gabi? În primul rând, când te-ai dus? Când aveai... Cât, cât ai slăbit tu? Uh, 62 de, 60. de kg am slăbit, dar nu m-am dus în perioada în care am fost gras sau după ce am slăbit mult timp. Cred că în 2020 m-am dus după relația ieșuată pe care am avut-o și ulterior și moartea bunicii, cred și pandemia a venit uh -huh. să mai mult, uh -huh. așa un val de probleme pe care le simțeam și m-am dus la un psiholog. Discutând cu Beatrice, explicându-i, ea mi-a zis, clar, nu poți să ai o relație de prietenie cu psihologul. În primul rând, noi deja aveam o relație de prietenie mai mult decât era cazul cu o doamnă psiholog. Și a fost un fiasco, n-am realizat absolut nimic în uh, acele ședințe de terapie pe care le-am făcut cu dumnea ei iar din discuțiile pe care le-am tot avut pentru că simțeam partea emoțională. Pentru mine sunt foarte mă, pe parte de emoție. S nu știu, încerc oamenii de lângă mine să i-am uh, ca prieteni, să relaționez cu ei nu doar pe parte de business. Adică nu știi să fii rece A, și să, să pui în lucrurile. Lucrurile. Da, da, da. am așa foarte sunt artistic, tare. Chiar, fel... chiar îi povesteam lui Beatrice de fiecare dată și mă bucur tare mult că reușesc împreună cu ea să discut și să-mi spun ofurile în și să am încredere. E foarte important să ai un om lângă tine în care să poți să colaborezi și să ai încredere și este o problemă pe care eu am remarcat-o, faptul că mă împrietenesc mai mult decât e cazul cu oamenii din jurul meu, încercând să facem anumite lucruri și la un moment dat să lucrurile Ajung se să da. da. Dar spune-mi așa, că trebuie să ne explici un pic mai pe larg că n-am avut ocazia să te întreb știu că era aproape să faci nunta da. Adică aveai planuri serioase cu acea fată, nu știu dacă m-am -am documentat eu bine, Lucia o chema, dar nu, da, mai, contează. nu mai contează. Și ce s-a întâmplat? De nu știu cum mai... să-ți spun, cred că a fost tot așa o relație ad hoc, în care ne-am întâlnit, ne-am plăcut Era și... tot din domeniul ăsta artistic? Nu, sau? nu, nu, nu era dintr-un alt domeniu, total diferit. Uh -huh. uh, am stat o perioadă destul de lungă împreună, ea venea la mine, eu mă duceam destul de des unde stătea ea, Uh, încercam să facem, să întemeiem o familie, să ne cunoaștem, să clădim împreună ceva. Și la plecarea mea în America, după trei zile de la plecare, robotul, nu că tu de iarba <laughs> da? Este bun. E dacă acum azi, mai este. Da, de lucru. Să, lua, să <laughs> facă treaba. Ne așa. Trebuie și nouă. Deci unde -a... Asta. <laughs> e pentru oameni puturoși, știi? Asta îi dai drumul și așa. pentru oameni care au mulți copii și nu au timp. <laughs> La trei zile după plecarea mea în America, mă trezesc uh, cu o respingere totală din partea ei. Aula. În condițiile în care noi am stat două săptămâni împreună, zi de zi. Am făcut sărbătorile împreună, plânsete, jale, te mare că plec și că mă duc. Suferă după tine o lună. Da. Adică după trei zile când tu deja erai în America, da, -am trezit, deja ai simțit că ceva nu mai e în regulă. După Revelion, din discuțiile pe care le aveam, am fost într-adevăr cu mai multe colegi în acel turneu, dar să-mi fac meseria până la urmă, am fost acolo să mă distrez. Oana cu toate... Tomoiaga, Andreea Haisan, nu? Da, sau? Nu, a fost Oana Tomoiaga, Stana Stepanescu, Aha. Codruța Rodean. adică și... să încercăm să vedem pe cine ar fi putut fi a geloasă. Păi nu știu dacă neapărat ar fi fost geloasă. Cred că și-a găsit un motiv nerealist Aha. și trebuia să dea în ceva ca să, să găsească o justificare. O pentru... justificare exact. Și a început că stai, că faci poze, că nu știu ce, cu jigniri și așa mai departe. M-am lăsat-o, nu mai răspundea la telefon, care probleme cu bunicul ei. Fine, tot am înțeles, tot am înțeles. După să aflu că, de fapt, s-a făcut. Ea mi-a dat bloc pe telefon, n-am mai discutat absolut deloc, și îți dai seama că m-am interesat la prieteni și așa mai departe. Ea se combina cu altcineva. E clar, a, a jucat atât de frumos plecarea ta, dragă. Eu nu e judec, a fost așa? probabil și eu am greșit, probabil, în acea relație. Probabil nu i-am oferit atenția necesară de care avea nevoie, nu știu o greșeală a fost și din partea mea, sunt convins, dar pe mine m-a făcut să sufăr foarte tare. Îmi imaginează că am stat acolo încă o lună de zile în America și Trist. colegii, prietenii au încercat să mă scoată din stare, dar nu e același lucru când știi că Îți pui sufletul pe tavă și încerci să faci ceva cu un om, și atunci acel om te dezamăgește. Și i ajuns la concluzia că nu e bine să te atașezi foarte mult emoțional. E, e, nu, eu zic nu. că e bine, dar poate că aici nu cred că trebuie să-ți faci mea culpa. Eu cred că n-a fost ceea da. ce trebuia pentru tine și Dumnezeu ți-a arătat. Da. Că mai e mai bine e acum decât mai târziu Ideea este că cred că fiecare dintre noi a avut relații eșuate. Nu există. Sunt puține. Cum să dai, de ce să dai tu jumătate să... din ce simți când celălalt de lângă tine nu apreciază? Dă totul și cine apreciază bine, înseamnă da, că nu da, da, te meriți. Știi? Te implici prea mult emoțional. Am mai făcut treaba asta, așa cum în ultima perioadă am încercat să mă implic emoțional, să-mi dau tot, să-mi pun sufletul pe tavă și să ofer tot ce se poate. Dar fata aceea care va fi pentru tine va fi cea care va aprecia această exact. implicarea da, ta da, da, da. totală. Dar nu știu dacă mai pot eu pe viitor. Ei, să fac să mai Dar Da, mai știi cum se întâmplă? Mi se pare că de ce trebuie să facem noi concesii din cauza lor care nu știu să aprecieze. Noi trebuie să rămânem noi, că de aia da. suntem noi cu acest prea plin, cu focul ăsta care ne face să fim artiști, să cântăm frumos, să creăm, să plângem în doine și. Și în balade, mm -hmm. dacă ăla de lângă noi nu știe sau nu vrea sau nu poate sau să poate. primească cât îi dăm noi înseamnă că nu e pentru noi, el să alege singur știi? Da, de ce pe, să fii tu pe lângă... jumătate de măsură când tu ești focul ăla pasionar? Da. La trebuie să rămâi tu da. Pe lângă cum să spun e în engleză expresia asta not meant to be, adică dacă n-a fost pentru tine și uh, n-ai de unde să știi până nu treci pe acolo. Că de multe ori noi ne aprindem, ne vedem pe cine facem, e super, e pentru mine. Și uneori, și după două săptămâni, Stai seama, nu e deloc pentru mine. Nu e, dar, dar uh... acum artiștii clar că au o altă viață și ar trebui să înțeleagă cel de lângă el că dacă îl condiționează sau îl limitează în aș face Sim. meseria, i-a luat suflu. Unui artist i-a luat. Nu știu, ființa, drumul, da. motivația de a fi. Exact. Adică, vă trebuie acea pereche lângă voi care să vă încurajeze, să vă susțină tot timpul, să vă înțeleagă. Nu să vă întrebe la ce oră fi acasă, dar de ce te-ai pozat într-un selfie, pentru că lumea artistică asta înseamnă să fii tot timpul cu admiratorii, să Normal. faci poze, să te pupe cu tare, că te apreciază. Da. Că nu știu. Dacă cel de lângă tine nu înțelege, înseamnă că nu e pentru genul asta de. Dar parteneri. părerea mea este că orice partener al oricui, indiferent ce meserie ar avea, da? Trebuie să fie genul ăsta, adică noi trebuie să trezim în celălalt și celălalt trebuie să trezească Noi tot ce este mai bun, din adică noi trebuie să ne potențăm și să ne ajutăm exact. să evoluăm Ăla e partenerul potrivit, un partener care te critică, care îți spune că nu faci bine aia, că așa n-ar trebui să faci, că mai știu eu ce, ăla te limitează și te trage în jos ceea ce este extrem de greșit și acum să știți că toată această căutare e frumoasă o să vă dați seama mai târziu când veți avea familie copii și când vă veți fi împliniți așa din punct de vedere sufletește că și perioada asta a voastră de căutări Normal. de dezamăgire, de dragoste, are farme cu ei da. creați frumos, puteți să scrieți frumos aveți o sensibilitate când cântați mm -hmm. și chiar și lacrimile și nopțile nedormite da, 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 da. dau niște experiențe unice, știi? și te ajută să evoluezi, să evoluezi spiritual. Da. Uite, n-am fi avut căutările astea de merge la psiholog și când mergi la psiholog constați că, de fapt, mai ai și alte lucruri pe care le-ai ținut ascunse, supreși, pentru că e o nevoie de curaj, foarte mult de tărie, de caracter să recunoști că ai niște probleme, că ai acolo niște dureri pe care le-ai ignorat, niște nevoi pe care le-ai ignorat. Așa este. Apropo de asta, Gabriel, Gabriel ai avut probleme când când aveai cu 60 kg mai mult, da, în urma, înainte de a face acea operație de mișorare de stomac. Și profesional și sentimental? Adică simțeai că nu ești partea primit. Partea sentimentală, da, a fost afectată destul de mult, cu toate că am avut mici relații, să spun așa, dar și partea profesională m-a afectat foarte tare pentru că am fost respins atât de oameni din domeniul în care întotdeauna, chiar dacă susțineau faptul că eu cânt frumos. Ceea ce era adevărat. Ceea ce era adevărat, mulțumesc. Dar imaginea prima. Și m-am trezit păcate. de foarte multe ori respins la niște evenimente la care îmi doream din suflet să fiu, pe motiv că nu cap pe sticlă. Adică foarte trist. Știi ce am observat în acea perioadă? Eram foarte dur și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Adică, nu știi expresia călcam pe cadavre, nu prea mai interesa. Ce zice ăla, ce zice ăla? Încercam să-mi urmăresc interesul și să-mi fac ceea ce aveam de făcut. După ce am slăbit și am ajuns la greutatea pe care mi-o doream, am constatat faptul că sunt mult mai liniștit, că nu mai mă zbat atât de tare, că nu mai ascult ce spune lumea, am devenit un pic nepăsător, ceea ce nu e bine. Mi-ar fi plăcut acum, în momentul de față, să am atitudinea pe care o aveam atunci, pentru că nu îmi păsa. Știam că, îți dau exemplu, ne-am pus la o colegă și am dormit la Andreea acasă, ne atunci în acea perioadă în București, și o altă colegă ne-am așezat în pat și îmi zice, Doamne, cât ai piciorul, cât spatele lui bărbatul. Meu. Și m-a bufnit plâns în momentul ăla. Deci eram copil până la urmă, simți lucrurile astea. Da, am trecut peste, am plecat acasă noaptea la 3 dimineața, n-am mai stat de supărare și a doua mi-a trecut. Acum, de exemplu, dacă merge cineva, m-a afectat o săptămână. Da, dar nu e dureros ca oamenii să pună etichete și să aibă exact. de căți? Adică ei nu văd că tu ești același om, ai aceeași voce frumoasă, caldă, melodioasă, da, oamenii, ai același etichete. caracter, dar ce face diferența? 60 kg în minus? Adică punem prea mult preț pe imagine, pe forme și nu vedem că fondul omului, dacă e bun, el rămâne bun, cu sau fără da, dar kilograme. Da, să știi că și trist lucrul ăsta și îl discutam și cu Beatrice. Nu e bine să fii un om atât de bun cum suntem noi de exemplu, suntem aici, da mi se pare că atunci oamenii te folosesc atunci oamenii te calcă în picioare când te aștepți mai puțin mi se pare că bunătatea asta pe care tu o oferi și faptul că ești atât de deschis cu oamenii e arma cea mai sensibilă da, eu cred că în același timp se aleg oamenii de care voi aveți nevoie. Da, 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 De oia de care nu veți avea nevoie și cu care nu veți interacționa niciodată. Eu am fost de acord cu asta, cu ce ai zis, că nu trebuie să fii bun. trebuie să fii bun. Vi se pare că sunteți prea bun și că nu că Eu, dacă am zis, cred că eram obosită că. Nu, eu nu cred că nu trebuie să fim buni, ci că trebuie să fim în gardă. Mai și rezervați, la asta mă refer. Să fim, îi spuneam lui Gabi că e o tehnică în psihologie, să fii propriul tău observator. Cumva să te detașești și să, pri să privești din, din exterior, pe cât posibil, cum relaționezi tu cu celălalt. Că uneori noi atunci când ne implicăm... Um, Emoțional și ne-am atașat și ne-am împrietenit, nu mai vedem dacă celălalt poate ne folosește, cum spune el, sau poate că e ipocrit sau poate e nesincer cumva, dar dacă te detașezi un pic și privești la rece. Da, da, și, -a, și, -a, și, -a, și detașarea asta e tot subiectivă, că tot tu cu mintea ta o faci, știi? E adevărat, dar e un exercițiu pe care cu cât îl faci mai mult, cu atât îți iese mai bine. Mai bine. Dar oricum, eu nu sunt de acord cu treaba asta că uh, nu trebuie să mai iubești cu tot sufletul și să nu te mai implici emoțional de frica faptului că poate. De frica celălalt. eșecului. Exact. Da. Nici nu cred că trebuie să nu fim buni sau în niciun caz să fim răi pentru că alții au fost răi cu noi sau pentru că alții ar putea să ne calcem picioare până la urmă, exact cum spuneam, că ne-am înțeles părinții. Că, nu știu, poate mama e hiperprotectivă și tata poate a fost prea rece sau prea dur uh, pentru că în spate există niște motive, la fel și pentru oamenii ăștia care se comportă nepotrivit și parcă nu te respectă, nu te valorizează, se folosesc de tine. Și ei, de fapt, au tot niște răni emoționale, că nimeni niciodată, dacă este bine, sufletește și împăcat cu sine și uh, a fost iubit și a trăit în armonie, nu se poartă urât. Dar deci, așa tău. este. Totul vine dintr-o frustrare, din niște complexe. Exact. Vreau să te întreb, Beatrice tu ai avut probleme în urma. Acelui accident, cu acel câine care te-a mușcat de față. ți a fost greu, uh, nu știu, să-ți faci un iubit, o relație, sau ai simțit că băieții se feresc de situația asta, că ei vor așa chestiunile perfecte, uh, fără probleme? E evident Cum că mulți dintre băieții din generația mea sunt de genul ăsta, eu nu mi-aș dori genul ăsta de tip uh, lângă mine, sub nicio formă, sunt persoanele superficiale. Uh, Dar nu, n-am simțit că era mai rău ca înainte, pentru că eu oricum niciodată n-am stat bine la capitolul ăsta. În primul rând, că eu sunt foarte greu atrasă de cineva. Dar de ce ești tu mai autoritară? adică ești uh, partea mai. Uh, nu, să știi că atunci când uh, mă aprind și mă îndrăgostesc, uh, nu, mai, nu mai funcționează atât de mult partea asta mea foarte fermă. Uh, acum că am deja 30 de ani și am trecut prin mai multe situații de viață și merg la psiholog și citesc foarte multă literatură de specialitate, sunt mult mai tranșantă și îmi dau seama mult mai repede care este tipologia... Dar ce tipologie? Zică, uite, poate... Ce tipologie? Uh -huh. Ce-ți place ție? ce, A, fel? ce -mi place ce, mie? Ce fel de bărbat că tu? Eu, iau, iau, să În m -am m -am primul rând... <laughs> Te rog să iei notițe. <laughs> În primul rând că mie îmi plac oamenii inteligenți foarte mult, deci dacă nu este un tip inteligent, Gent, din start, nu am răbdare. În al doilea rând, mă interesează foarte mult aspectele astea care țin de, de suflet și de umanitate. Adică să văd că este o persoană care este tolerantă cu cei din jur, îngăduitoare, respectuoasă, bună. Am întâlnit recent un personaj care era personaj? foarte. Păi, nu, altfel n-aș putea să-l numesc, <ră> pentru că oricum m-a lăsat complet rece, care era îngrozitor de arogant și de autosuficient și narcisist, care se iubea pe sine și pentru care era foarte important cum arăta, se concentra foarte mult pe aspectele astea de ordin fizic și mult prea puțin pe interior și pe intelect și pe educație. Și nu mi-a plăcut absolut deloc și mi-am dat seama că nici poveste nu mi-ar plăcea să fiu cu un astfel de individ. Și dacă ar avea, nu știu, super statut, super nu știu, averi, cea mai tare gașcă de prieteni, habar nu am. Deci Dar nu ați dori să fie din același domeniu nu. sau vă nu. chiar încercați să evitați pentru că Bine, eu un evit. în singur mai artist mai... în casă. Nu. Eu fel. evit mai multe domenii, deci Ah, nu... ia, deci militar. <laughs> Clar. Da, nu doresc. Vezi că așa. de ce te temi de aia nu scapie o vorbă. Da, nu cred. <laughs> Sunt atât deci de să fie... Deci să nu fie, să nu fie militar. militar. Să nu fie din domeniul artistic. artistic, nu neapărat artistic, adică dacă e un actor, dar unul echilibrat, că și acolo sunt niște tulburări de-astea emoționale sunt, și da. niște excese. Uh, Nu-mi place nici preot, adică fusta eu vreau să o port. <laughs> <laughs> uh, da, nu știu, de exemplu, admir că am avut de-a face cu atâția medici, îmi place foarte mult domeniul ăsta medical și... Ei spuneam terapeutului meu că îmi place, mi-ar plăcea un medic, și în, în orice caz mi-ar plăcea cineva care să fie extrem de pasionat și să facă lucrurile cu pricepere, orice meserie ar avea, dar să-l să văd acolo, că este uh, super. Uh, Implicat, uh, dedicat. Uh, da, da, da. Deci în partea medicală te-ai duce tu. Așa, da, că nu neapărat, nu neapărat, face... dar uh, mi-a spus psihologul meu că de, dincolo de, de, ce se vede ca meserie, de regulă în viața personală oamenii ăștia sunt destul de, de dezechilibrați. de ori fie lucrează prea mult, fie se da. refugiază în tot felul de... Să vezi după aia când vine cu gărzile, stă cu gărzile, și că e mitul ăla că doctorii în gărză cu asistentele, că... uh, niște mic, că nu știu. e un mit ăsta, dar în fine. Ideea este că în orice caz persoanele care înșală, înșală indiferent de meserie și de program, părerea mea. Apropo, că ziceai tu mai devreme că ne trebuie un partener care să ne înțeleagă. Un partener echilibrat, de regulă, nu are fricile astea că o să mă înșele, că o să da, se ducă, da, Și e. la rândul lui, dacă este echilibrat, nici nu o să umble din floare în floare. Așa este. Da? Dar acum, în momentul ăsta, voi sunteți singuri, nu? Amândoi, adică n-are da. niciun... Da. Dumnezeu, Gabriel, tu? Foarte singur. După ce ai slăbit Foarte și singur. ești acest bărbat înalt, slab, frumos... Simți că și fetele trag mai a, mult la tine? Da, au o altă abordare. A, au o abordare atât de directă nu poți să-ți deci, dai seama. Pe cuvânt? Poate mai mult decât ar trebui câteodată, și iarăși e o problemă pe care eu nu pot regla. Faptul că sunt deschis. Ele interpretează și greșit, greșit și văd într-o altă manieră, mm. și automat devin au... frustrări și au așteptări. Și au așteptări foarte mari și mă lovesc de problemele astea destul de des. Și încerc acum să nu mai. Îți dau exemplu. Nu știu, am lucrat cu cineva pe un proiect, am încercat să-l facem de o manieră excepțională, dar acolo erau de fapt alte sentimente. Proiect erau... muzical sau nu? nu? Altceva. Proiecte. Aha. Educaționale, culturale. Dar, de fapt, ea vă ia mai mult. Exact. Și de acolo, Dita Mai circu, Scandalul... tramolete plânsuri, din alea da. povești. Exact. Exact. Auzi, să știi că și eu pot să asta cu bărbați cu care, nu știu, stabilesc că facem ceva în plan muzical, spectacole, mm -hmm. nu știu ce. Mm -hmm. Și îmi dau seama, la un moment dat, că intuiția clar mm -hmm. spune, că sunt pe cale să depășească măsura mm -hmm. și... Într-un fel e dezamăgitor. Uite, ratezi anumite uh, activități. Pocie, înțeleg, da. Pentru că unii nu respectă limitele, dar nu mă da, afectează acum atât de mult. Cumva mulți. e și firesc și tu știi că așa e lumea și pământul dintotdeauna. Da, și știutarea încercarea Că au fost uh, și foarte multe știri, iată, și dezvăluiri în ultima vreme, cum că în domeniul ăsta al artei, unde e o femeie frumoasă și talentată și ambițioasă, întotdeauna vor fi apropouri. După acum, cum vezi, e, și în e cazul, cazul și la Gabriel, da. care da. E, are succes, e frumos, în da, alt, da. alt era și înainte, dar cu acum a mai slăbit. Și acum, și Sport. Ei le trag la ele și face și sport uh, Cumva ar trebui să vă flateze treaba asta Și voi cu inteligența voastră să știți foarte bine Să țineți lucrurile la o anumită distanță Părerea mea dacă mă întrebați de femeie bătrână Este să luați Ce vă servește din treaba asta Că atunci când faci uh, Proiecte cu oameni care vă plac Sau care vă văd așa Ei au acea uh, ar doare de a face mai mult, de a da, da totul da, da, pentru da, da. că da, să mă placă, să nu dezamăgesc. Folosiți treaba asta și ca, ca business așa, da, da, da. dar țineți distanța mm. într-un mod Aici domanii. e problema. Păi de ce? Nu prea, prea ce? poți, nu prea poți. Pentru că și persoanele alea dau, dau, dau și dacă vă. văd să, se întâmple da, nimic. La, da, vor să accepte. Da, tu spui, ți-am promis eu vreodată ceva. Da, asta a fost întotdeauna discuția. Atunci, Pui, da, am promis eu vreodată. Atunci se încheie colaborarea. Prietenia primează întotdeauna, știi? Adică aș prefera să fie prieteni. Să fim prieteni, iar pe parcurs, dacă lucrurile vor evolua, atunci dar vezi, oamenii nu conștientizează nici statutul, nici vârsta, absolut nimic și ar da tot ce se poate doar ca să fie în jurul tău. Și la un moment dat obosești, știi? Și mă gândesc că și Universul la un moment dat îmi va întoarce că. Acum, îi profiți într-un fel sau... Păi așa, așa, așa nu, merg crezi. lucrurile ai drept, între nu, oameni. ai oameni. Tu vreme nu ți-am promis nimic, nu profit. Eu. că îți faci că tu că filmele tu, tale exact, în cap, da, 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 sunt da filmele tale în cap. Ta, dar și... nu e ca și cum eu îți promit, îți dau mesaje, te fac te să păcălesc, crezi că și la exact. final ți-o trag. Nu, e că eu am fost mereu același, că ți-ai făcut tu filmele, e problema ta, nu se poate exact. mai mult, dacă da, vrei așa bine, da, 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 dacă da. nu, nu, dar pe ei și cu ăla, știi, ține, da. că vai, mă duc și uite, mă văd cu Beatrice, mă văd cu Gabriel, se aranjează, se cochetează, da. se <laughs> facă, mă, ce vrei? Și asta face parte din experiența vieții, exact, și da, pentru da. ei și pentru voi. Corect. Uh, cum ați ajuns să cântați împreună? Căci nu veniți din zone folclorice. Nu, nu, nu. Dar... Da. Da, aproape. Da. Da. Da, adică cum, că vă și potriviți bine vocal, cum este un... Compromis din partea amândurora. Gabi își coboară puțin tonalitățile și eu mi le urc puțin. Cred că mai mult coboară el decât turc eu. Uh, că te eforturi fac pentru tine? <laughs> <S -a preținut? laughs> Pentru noi, dragă, pentru acest cuplu da, mai Dar Asta zic uh, că da, da, și ca vocii sună bine, uh, da, asta zic bine. Iar ca fel de a fi, îți spuneam că noi am mai avut o tentativă de colaborare care n-a mers pe prea lungă durată că atunci mai existau ciocniri nu prea eram pe acea lungime de undă, nu? Dar voi singuri v-ați ales sau v-a zis cineva? Nu, Vezi nu, că nu, tu nu, cu... nu. A venit de la Gabi, de ambele dăți. Eu uh -huh. întotdeauna am apreciat. Uh, am apreciat un primul rând, pe Beatrice pentru calitatea vocală pe care mm -hmm. o are Excepțional. Mm -hmm. Efectiv, mă răcorește vorba lăutarului, mă răcorește când o ascult cu de fiecare dată. Și automat că a trebuit să vin eu să fac un prim pas în această propunere mm -hmm. pentru Beatrice și mă bucur că a acceptat da, pi colaborarea. Dar piesele, cine vi le compune? Cum le Păi stai a vezi a să vezi povestea. Prima dată a avut, cred că aveai piesa aia când mi-ai propus sau nu mai știu cum. Mi-a propus colaborarea Așa. și până la urmă a venit cu o piesă și am făcut-o pe repede înainte și n-am fost super, super încântați și până la urmă am abandonat proiectul. Iar acum că a venit din nou cu propunerea, Gabi deja avea imprimate niște piese și mi-a spus, uite, am piesa cu tare, mi-a cântat și am zis, ok, e drăguț, hai să o facem. Ne întâlnim chiar atunci în perioada aia la o filmare și un coleg de-al nostru a cântat o piesă sărbească, care îmi place mie foarte mult, și am zis, zic, uite, una de-asta sărbească, dacă am avea și noi. Și el a zis, păi eu am una. Și e asta? E asta, floarea, mea floarea de, mai. Mea de mai, mai. da. îmi place foarte <laughs> mult. E, da. foarte, foarte e foarte, foarte frumoasă și am văzut că are succes și că e apreciată de foarte mulți oameni din branșă. Da? Deci da, da, da. artiști cunoscuți, consacrați, care uh, foarte frumos au, au vorbit despre piesa da. asta voastră. Pe noi ne onorează, cel puțin pe mine, dar cred că și Gabi, că avem chestia asta profesională când, când te apreciază oamenii așa, care nu au prea multă educație muzicală și te apreciază cum, cum pot ei să evalueze mai, mai uh, obiectiv sau mai puțin obiectiv. Dar când uh, oamenii de specialitate... Te apreciază, pentru mine atunci este cea mai mare împlinire sufletească. Mă, mă încântă la nebunie, și atunci, acum că o grămadă de interpreți și colegi de-ai noștri instrumentiști ne apreciază piesa asta ne simțim foarte bine. Deci vreau să încântați mi-așa repede a capela, că suntem pe final de interviu. Să se Asta minte cu floarea că e mea de mai, că e de dimineață și după aia vreau să cântați ce mi-a zis Mioara Velicu să vă rog să cântați piesa <laughs> aia preferată a ei, <laughs> care <laughs> și ea Maria, -a și, Maria. și Marin, ea aia prima. <laughs> Ia, a, cântați mi -le un pic așa a capela, că, că încearcă să nu te duci prea sus. Se lasă seara, colindu licioara până la căsuța unde stăm înduruța Hai, că hai, vino fără de încăzucare Hai, vino în ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea mea de mai. Hai, da, mândră. Hai, vino în brațe ce mai stai, gurița să-mi dai, floarea, floarea mea de, mea de mai. mai. Facem cu versurile? Nu. Nu, și piesa și, și textul sunt, este... sunt mai vechi? Că nu nu, știu. Sunt, nu sunt vechi, nu, iti, nu sunt nou făcute, Te le-am Îmi place. Da. Le îmi îmi place. Da. Și mai aveți aia care îi place Mioarei. Care Încep eu parcă asta, nu? să mărăcine, ia să-mi spui, dragă marine, Cu ce minți mândruțele, des deschid portițele. Mărie, eu nu le mint, doar cu vorba le alint, Și așa din suflet le spun că dau merele din sân. Mai marine, om frumos, Totdeauna a fi voios. Măi e fată frumoasă, drăcoasă, Totdeauna de fi voioasă. Băi, și totuși, de ce nu sunteți voi împreună? Nu că, hai ca să vă zic ceva, că eu vreau să zic că o pupăm pe doamna Mioara Velicu, Da. ne-a cerut această Și dedicație. vreau să vă spun că uite, și la Mioara Velicu, și la Maria Cârneci, și la mulți artiști, să să o, și pe Maria. o căsnicie reușită a fost între un artist și un om din umbră care să-i susțină și să-i încurajeze. Aia zic că la voi mi-ar fi, omul fi, omul tău tău umbră, mi -ar fi un pic frică că fiind amândoi artiști... Um, da, ca între doi artiști, mai apar ce mai apar orgolii profesionale, dar în rest eu v-aș vedea foarte potrivit și știți da, că da, relațiile astea frumoase se o, o prietenie. Și să fie în față femeii, mi se Aia pare. Aia zic, nu, cred că ar, ar trebui un artist, cred da, și... că ajunge un artist într-o familie, da, adică unul și singur. știi ceva, ideea este că relația noastră profesională funcționează atât de bine și după cum vezi noi ne înțelegem bine și ne spunem Așa lucruri e. și ne sfătuim. Cred și că am o prietenie să... ca voastră să... n-ar merita riscat de o relație care s-ar putea sau nu să meargă și de obicei după după ce compromis relația cu intimități, ea nu se mai strică să de revii. tot. Adică da, nu, mai răm corect. nu mai există prietenie după o relație. Și intimă. eu zic la fel, da. Dar mă bucur mult că sunteți prieteni, mă bucur că sunteți o generație frumoasă, muncitoare, pasionată, talentată, pe mâinile căreia folclorul românesc nu are șanse să moară. Deocamdată, în a, niciun caz. Că vă place și că faceți din pasiune, și cu multă seriozitate, și cu multă dedicare toată treaba asta, și că sunteți niște români adevărați. Și cred că asta e cea mai mare. Bucurie pe care o puteți face tradiție, identității noastre culturale și românești și oamenilor știi? care ne urmăresc și ne apreciază și care au mereu așteptări de la noi și care ne susțin că până la urmă dacă nu am primit acolo atâtea mesaje și like-uri am abandonat în cele din urmă să nu abandonați că Dumnezeu așa se spune, V-a dat harul asta. Uite a venit și pisicanea E purtătoare da, de noroc, da, da? eu nu am probleme cu uh, uh, neagre... să aibă orice. De când ea să vină? De când voiaia să vină de, să să da. de la începutul interviului. Da. Uh, dacă ați ales drumul ăsta, știți că nu l-ați ales voi. V-a fost dat drumul ăsta și trebuie să l urmați. Acum te băga chiar în cafele Acum Și în a noastră Vrei și tu cu. Dar uh, ăla sau cum da, ai da, zis? În Dar mă în, bucur încă o dată că ați acceptat ștampel. invitația, că vă văd împreună prieteni buni și că faceți lucruri frumoase din punct de vedere și profesional și uman. Și noi mulțumim tare mult că ne-ai invitat, ne simțim foarte bine la tine acasă. Oricând, cu mare plăcere, vă invit la un grătar să stăm și la un Asta e prima oară, drumul de învățat, mai greu, că după aia îl venim cu plăcere. Succes să ai cu acest proiect. Mulțumesc din suflet. Cu oameni ca voi nu cred că o să dau greș, pentru că voi sunteți cei pe care oamenii vor să-i descopere și altfel, decât în viteza unor emisiuni unde nu avem foarte mult timp să stăm de vorbă, iar oamenii sunt doar să vă vadă și dincolo de cântec și dincolo de scenă. Eu sper ca celor care ne-au privit și care au avut răbdare să ajungă până la finalul acestui podcast, cumva le e de folos și ceea ce am povestit noi, dincolo de faptul că și-au satisfăcut anumite curiozități. Sperăm! Mulțumesc tare mult, Maria, Beatriz Bândoiu și Gabriel Dumitru, doi oameni foarte, foarte frumoși, foarte dragi mie, oameni foarte talentați și să-i urmăriți și pe canalele lor de YouTube. Ați văzut ce piese frumoase au și pe oriunde apar încălzesc sufletul. Asta e menirea artistului. Vă mulțumesc tare mult și vă promit că la următoarele podcast să venim cu astfel de povești adevărate despre românii care ne fac onoare. Vă mulțumesc! Până data viitoare! Să aveți sănătate și multă liniște!